trece timpul. Parcă mai ieri era ediția numărul 4 despre filme și vorbeam despre cele mai bune filme din 2019 cu Irina Margareta Nistor. Dar iată că a trecut un an. Și ce an! Și acum, dacă tot ne-am făcut obiceiul să discutăm despre cele mai bune filme, să continuăm să o facem. Popcorn! Butter! Nachos! Cheese! Beer with red licorice straw? Right here! Deci, cele mai bune filme din 2020, o trecere în revistă. Dacă anul trecut aveam o listă de zeci de filme, anul acesta vorbim mai mult de filme apărute pe platformele de streaming. Că la cinema, care am prins mai mult de 4-5 premiere, am fost chiar norocoși. Unii din noi nici măcar nu am apucat să dăm fuga la mult să ne luăm popcorn. Așadar, haideți să începem. Ianuarie, 1917. Filmul lui Sam Mendes a fost într-adevăr o adiție extrem de importantă la filmele de război. Nu numai stilul de filmare, tot filmul pare făcut din doar două planuri secvență, cu o scurtă pauză între, dar nu dăm spoilere. They're walking into a trap. It will be a massacre. Dar parcă primul război mondial avea mare nevoie de un film la fel de bun precum, să zicem, Lista lui Schindler sau Salvați soldatul Ryan, filme din al doilea război mondial. Și ce promițător părea anul. Family has desperate motives, and when good people get desperate, the knives come out. Knives Out. Tot în ianuarie ne-am delectat și cu o poveste gen Agatha Christie, dar cu o tentă satirică și o distribuție de zile mari. One last time. One last time. Bad Boys for Life. I got this. I'm gonna penetrate this man's soul with my heart. What? Watch and learn. Sir. Doolittle. Nobody told me there'd be a dragon. Les Misérables. Februarie, Little Woman. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Richard Jewell. Did he do it? Richard Jewell is an innocent man. He's a hero. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. One more time, just a little louder. I report the facts. You've ruined this man's life. Un alt film regizat de Clint Eastwood despre cazul atentatului cu bombă de la Jocurile Olimpice Atlanta din 1996. Emma. The Invisible Man, un remake foarte interesant din universul cu monștrii deținuți de Universal Pictures bazat pe romanul celebru al lui H.G. Wells. He's sitting in that chair. The Call of the Wild, un alt remake, filmul făcut după novela scrisă de Jack London. Este o readaptare după filmul cu același nume din 1935 cu Clark Gable. De data aceasta, Harrison Ford este partenerul lui Buck, un câine ca nimeni altul. Colectiv. Tot în februarie pe 28 a apărut și documentarul lui Alexandru Nanou despre tragedia de la Colectiv. Dar tot ce-i sub este putență. Martie, urma, debutul în lungmetraj al actorului Dorian Boguț. Onward, o nouă animație marca Pixar. Little Joe. Good night, Little Joe. Lassie, come home. Ei bine, de aici lucrurile au început să iau o turnură mai specială. Nu este prima oară când se închid cinematografele, au mai făcut asta și în 1918, în timpul gripei spaniole. Dar în 2020 nimeni nu se aștepta ca o lume întreagă să-și închidă porții. Păi și unde mai vedem filme, gata cu premierele? Nu, suntem totuși în plină eră de streaming online. Universal a fost și scandal cu Odeon, cel mai mare lanț de cinematografe din Statele Unite, din cauza profitului realizat de pe urma streamingului pentru filmul Trolls. Așadar, putem continua lista cu premiere, deși nu la fel de bogate. Premiere de pe streaming. Tot în martie am mai văzut Vivarium. The Hunt. Vivo en la calle Manuela Malasaña 32. Estás solo. Malasaña 32. Spencer Confidential. I thought you knew how to punch. There were five of them. Aprilie. Sea Fever, un horror foarte interesant, pe alocuri ne amintește ca atmosferă de The Thing. Bad Education, un film cu Hugh Jackman. Extraction.
Robert the Bruce. Mai, Arkansas. Maybe it's time we made a new movie. Good idea, Scoob! Scoob, o dezamăgire, ar spune mulți. Capone, cu Tom Hardy. În aceeași notă, cam o dezamăgire, după cum ar spune mulți fani și critici. Inheritance. Show me your face. Iunie, Becky, un horror cu Kevin James. Shirley. Judy and Punch. The greatest puppeteer of his generation. No! Baby Teeth. Oh, that'll do it. Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Drăguț film, nouă chiar ne-a plăcut. Comedia asta cu Will Ferrell. Irresistible. Yeah. You look fat. The Five Bloods. Iulie, Hamilton. Relic, poate cel mai îndrăzneț horror din 2020, un film cu totul neașteptat despre generații, despre cei în vârstă pe care îi abandonăm cu timpul. T? Greyhound, cu Tom Hanks, despre al doilea război mondial și submarine. The Old Guard. Palm Spring. You will find me. Don't come in here! Radioactive. I want to tell you about radium. August, an American pickle. It's been 100 years. The pickle brine preserved him perfectly. Project Power. Sputnik. Unhinged. Peninsula. Bill and Ted Face the Music. Keanu Reeves își reia rolul după 30 de ani. And party on, dudes! Septembrie. În septembrie părea să revină ușor-ușor la normal. Așa se face când ne-am reîntors în sală, cu măști, cu măsuri de siguranță și parcă plin de speranță și cu dor. Și cu ce film? Don't try to understand it. Tenet, noul film marca Nolan. O poveste și mai întortocheată decât Inception și Interstellar. You're shooting the bullet. You're catching it. Tenet este un film care ori îți place, ori nu. The New Mutants. Mulan, programat pentru martie, abia acum lansat. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming in. We have a real connection. I'm thinking of ending things. Charlie Kaufman. Maybe this is how it was always going to end. The Devil All the Time. Octombrie. How do these things work? It's magic. Animal Crackers. Made in Italy. Comedie cu Liam Neeson. Robbed 12 banks in 7 states. Honest Thief. Celălalt film al lunii cu Liam Neeson, de data asta pe stilul lui, acțiune thriller. Ava. Și cam atât cu cinematografele. Sigur, până în 2021. Și nu credem că în ianuarie, nici februarie, poate martie mai apucăm să vedem ceva. Now where to begin? Dar ne întoarcem pe streaming. Enola Holmes. Possessor Uncut. Happy Halloween cu Adam Sandler. The Wolf of Snow Hollow. Love and Monsters. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. The Trial of the Chicago 7, film regizat de Aaron Sorkin cu o distribuție demnă de un film scris de Aaron Sorkin. There will be Rebecca, readaptare după romanul scris de Daphne du Maurier. The Witches, Anne Hathaway. Borat 2, filmat și în România. What is more dangerous, this virus or the Democrat? Democrats. Democrats. His House. Oh,
problems with the puppy. This is what they want. They like to see us crazy. It says I should be afraid of you. Black Box. Alone. Where are you going? I'm headed north. Are you scared? You didn't call Rodney? Why didn't you call Rodney? Why didn't you call Rodney? Because I already have a boyfriend. Happy New Year. Happy New Year. Holiday. Come play. Just want to be your friend. Noiembrie, Let Him Go, cu Kevin Costner și Diane Lane. You're with me on this, right? Right behind you. The Informer. Kozlov was a convicted felon. He is also an informant for the Federal Bureau of Investigation. Jungle Land. Proxima. Freaky. Where am I? I didn't get killed. Oh my God, why do I sound like that? I woke up in the killer's body. Run. Hillbilly Elegy. I know I could have done better, but you got to decide. You want to be somebody? The Croods, A New Age. Today is a good day to die! Hey, everyone, you'll never guess what I found out! Sorry, honey. We thought you were a predator trying to kill us. Christmas Chronicles 2. What is that thing? Here's an F. You're in Santa's village. The real one. Wow. This is incredible. Mank, it's Orson Welles. Mank. Of course it is. I think it's time we talk. The Call. Manik dare ne ofer manca. Poate la buie. Deci oi baba. Mosul. Decembrie. Iată ce vom putea vedea și în ultima lună din acest an. The Prom. Cu Nicole Kidman, Meryl Streep printre alții. Greenland, un film care se confruntă cu sfârșitul lumii, mai exact cu meteoriții care cad peste orașele lumii. Nu este Bruce Willis, ci un Gerard Butler destul de pământean, nu chiar eroul din 300. Aveți parte și de una dintre cele mai bizare bătălii într-o remorcă în mișcare. Soul, noul film Pixar. The Dark and the Wicked. There are things in this world. Horrible things. Wicked. The Midnight Sky. Is anyone out there? Noi o să vă spunem și ce se așteaptă să vedem în cinematografe în 2021, ca și la precedenta ediție despre filme în care am analizat anul în curs și am preconizat ce vom vedea în 2020. Dar dacă va fi anul în care vom reveni la normal sau nu, asta nu mai ține de noi. Dar hai să vedem ce ne așteaptă în 2021. Top Gun 2. The Eternals. Un nou film James Bond, No Time to Die. James Bond. Probabil ultimul cu Daniel Craig. License to Kill. Your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. Morbius. The Father, cu Anthony Hopkins. Who are you? Actually, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne? It's me. Ah, there she is. Your father seemed a bit confused. Something wrong? Where's Anne? Sorry? Anne. Where is he? What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! Remove your hand from the box. And you die. What's in the box? Pain. Dune, regizat de Denis Villeneuve. A Quiet Place Part 2.
Misiunea imposibilă 7. Asta așa, ca să dăm cele mai importante nume. Acum să sperăm că la următoarea ediție despre filmele anului vom discuta despre revenirea la normal, indiferent ce va mai însemna acestea.